spectacolului este un one-man show. Asta din ce cauză? Pentru simplul motiv că eram prea săraci ca să plecăm cu o echipă întreagă de filmare. Și mergeați singur. Se vede lumea sau nu se vede lumea. Știi să arăți lumea, știi să o interpretezi, știi să o explici. Te cufunzi în cultura țărilor pe care urmează să le vezi, să le studiezi și pe urmă să ai curajul să explici, să le arăți altora și chiar țării de unde ai venit. Foarte multe din filmele mele s-au difuzat în țările despre care le-a fost și întotdeauna s-am fost solicitat. Aceasta nu este doar cea mai frumoasă vedere panoramică din Italia, ci mai mult decât atât. Ea este atestatul permanenței memoriei noastre. Neputința de a uita. Irepresibila dorință de a reveni pentru a verifica dacă imaginea ei nu a fost altceva decât vis, miraj sau nălucire. Mi se spune foarte des că sunt un ziarist între scriitori și un scriitor între ziariști. Ceea ce nu-i prea comod. Chestiunea mă onorează din contră, deoarece nu pot să despart în dimensiunile scrisului niciodată necesitatea ca un scriitor să fie prezent în permanență, la zi, în viața pe care o trăiește și în viața poporului său, de acele lucrări pe care le facem cu o mai largă respirație, le facem după o mai îndelungată documentare, acele lucrări care, dacă vreți, aspiră la perenitate, dar cred eu că toate sunt condiționate tocmai de necesitatea de a trăi la zi și de a scrie la zi, mai ales în epoca noastră, mai ales astăzi în țara noastră, mai ales în lumea în care trăim. Pe solul precar al unor insule plate ca niște tipsii de nisip, văduvite de orice importanță strategică, s-a înălțat un oraș fără seamăn în lume încă din primul secol al celui de-al doilea mileniu. Cred că reportajul este hrana de fiecare zi a presei, a oricărei prese moderne. Numai atât, evident, nu am spus totul cu asta. El este o oglindă în acțiune a unei epoci în acțiune. El este una dintre cele mai puternice arme ale publicisticii și implicit ale literaturii, în măsura în care literatura acceptă și publicistica alături de ea, una dintre cele mai puternice arme pe frontul militant al unei literaturi. Cerbul de aur, ca formulă, ca originalitate, ca factor de expresie artistică radio-televizată cu unicitatea sa, a reușit să se impună și a reușit să fie acceptat chiar de cei care pregăteau, nu știu cu câtă reușită sau nereușită, un astfel de act. În orice caz, nu a fost deloc ușor. Important este în această chestiune delimitarea ceea ce acest festival are original. În primul rând, el este un festival care se realizează cu colaborarea unor parteneri care nu sunt fitecine. Vreau, cu alte cuvinte, să-mi trăiesc anii pe care i-am de trăit cu cât mai mare plenitudine posibilă, și ca tot omul care vrea să realizeze ceva în viață, îmi chivernisesc în așa fel timpul. Am cam uitat cuvântul acesta românesc foarte frumos, a chivernisi. Ne chivernisim timpul în așa fel încât să-l umplem cât mai rodnic, în așa fel încât să nu ne treacă degeaba. Trebuie să trăim în așa fel încât nicio zi din viața pe care am parcurs-o să nu fie trăită zadarnic și niciodată să nu regretăm ceva ce am trăit.